Da, mergem mai departe. Vorbim despre idolii tinerei generații și formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Pentru ea a fost dragoste la prima vedere. Lui însă i-a luat ceva timp până să se îndrăgostească la nebunie, dar... S-au căsătorit la o vârstă fragedă. Mulți nu le-au dat nicio șansă, însă timpul a demonstrat contrariul. Dragii noștri, urmează povestea de iubire de 10, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda. Vin la ediția specială Acces Direct. Haideți să-i primim! Iată-i, cât de frumoși sunt! Bine ați venit, bine ați revenit! La mulți ani! Mulțumim! Ce frumos sunteți! Vă mulțumesc! Așa, așa ca, să nu se ia ca artiștii, machiajul. Ca artiștii! Da. Vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi! Vă mulțumim! Bine v-am găsit și noi! Vă rog să luați loc, pentru că avem multe de discutat cu voi. Văd că faceți foarte multe lucruri faine împreună, văd că sunteți mereu în priză și mereu în centrul atenției. Asta e... Mereu în plină activitate. Este minunat. Cum ne place. Facem ce ne place și asta e cel mai important. Se vede. Dacă și oamenilor le place ceea ce facem, atunci pentru noi e o bucurie. Suntem câștigați. Așa este. Și e o bucurie pentru noi să vă vedem că sunteți bine, sunteți fericiți și da? Probabil la fel de îndrăgostiți așa cum ați fost atunci. Mai îndrăgostiți. Când... Mai îndrăgostiți. Da. Mă bucur să aud asta. Da? Pentru că nu mulți s-au întrebat atunci când voi v-ați căsătorit de foarte de tineri, domne, cât va dura această relație nu dintre... Nu încredere, așa. Da. Nu, că nu, neapărat, nu neapărat tu, dar nu mai suntem noi obișnuiți să se căsătorească lumea așa de vreme, în sensul că am împins căsătoria mult peste 30-35 de ani, copiii după aia și cumva lucrurile în România și nu numai în România, așa în generația și în lumea asta, nu au mai pus atât de mult accent pe instituția căsătoriei, pe importanța familiei, pe iubirea asta, dacă vreți, și legalizată, și formală, și asumată. Da? Din toate punctele de vedere. Și cumva ne-a surprins și cred eu că a fost un exemplu foarte bun pentru tânăra generație care ar trebui să se întoarcă la valorile unei societăți, acum, la ce înseamnă... Cum simte fiecare. Noi nu am respectat cumva moda asta să ne căsătorim la 30 sau după 30, cum e acum. Sau să stați în concubinaj vreo 20 de ani și când să vă căsătoriți, stați că v-ați cam plictisit unul de altul. Da, noi am făcut fix așa cum am simțit noi. Și chiar sunt mulți care ne spun că am fost inspirație pentru ei și că încă mai cred în dragoste adevărată. Na, noi ne bucurăm să vedem feedback-ul ăsta, să știm asta și pentru noi o bucurie. Cleopatra. Așa este. Da, păi, de fapt, avem aceleași gânduri. Nu cred că mai am ce să completez. Ne bucură foarte mult că suntem inspirație pentru tinerele cupluri din ziua de astăzi și... Ne bucurăm că inspirăm totodată acest lucru și prin muzica pe care o facem. Mai ales că lucrăm împreună pentru că muzica ne-a adus împreună. Și ce au observat fanii foarte mult la voi, faptul că, pe lângă faptul că vă înțelegeți foarte bine, sunteți îndrăgostiți în continuare unul de celălalt, voi nu vă certați, domnule. Da, așa este. Păi chiar nu vă certați? Nu se ceartă. Nu, niciodată. Nu reușim. Bine, eu cred că secretul e... Care e? Eu cred că secretul e că o lași pe Moldova, că și eu sunt. O lași să-și facă damblaua. Adică nu intervii, o lași. Este asta oare sau? Cred că e o chestie de înțelegere reciprocă. Adică știm, ne cunoaștem atât de bine unul pe celălalt încât să știm când să lăsăm unul de la altul. Atunci când sunt diferite situații și... Atâta timp cât ne iubim foarte mult și ne respectăm unul pe altul și ne știm limitele, ca să zic așa, ajungem întotdeauna la un punct comun și la o înțelegere, deci cearta practic este... nici nu ajunge. Da, asta e o dovadă de înțelepciune, da, să știi să contrabalansezi, să nu te baci când e... Da, noi suntem un cuplu foarte echilibrat. Dacă semănăm, suntem la fel. Da, unii cred diferit că, domne, e bine să te cerți, pentru că împăcarea e foarte dulce după și ne bucurăm de împăcare. Unii gândesc în felul ăsta, dar... Da, la noi funcționează așa la ei și dulce totul tot firesc. Adică... E bine, da. E bine. Da, să știi. Totul e natural, adică... Dar cum a fost? Te-ai îndrăgostit la prima vedere, Cleopatra? Da. Adică da, cum? Ce ai simțit? Că uite, nu toată lumea are asta în cup de fudră. Noi nu știm care nu ne-am îndrăgostit la prima vedere. Cum e când îți dai seama că e dragoste? Nu știu dacă se poate exprima în cuvinte, cred că e o chestie pe care doar poți să o simți și eu am simțit-o la o intensitate atât de mare încât mi-am dat seama că el ar putea să fie cel
cu care mi-aș dori să-mi petrec restul vieții. Sigur că la vârsta aia, aveam 15 ani când l-am întâlnit pe Edi, aveam eu alte gânduri. Atunci eram cu școala, cu început de carieră, reînceput de carieră, dar oricum mi-a rămas el în minte. Și 3 ani mai târziu, sau 2 ani mai târziu, când deja ne apropiase mai mult și așa, el deja și-a recunoscut sentimentele față de mine, și respectiv la 18 ani m-a cerut în căsătorie. Dar au fost momente în care tu îl iubeai pe el și el nu știa și trebuia să te ascunzi, să nu-i arăți sau îi arătai sau cum făceai? Cumva a fost o chestie, nu știu cum să zic, noi am fost de fapt îndrăgostiți unul de altul timp de un an în secret, adică eu eram îndrăgostită de el, el nu știa și el la fel de mine. Ne-am mărturisit lucrul ăsta mult mai târziu, sigur, după ce deja știam cum stau lucrurile. Dar nu am ales să nu-i spun până nu am un răspuns de la el sau cel puțin un semn din punctul ăsta de vedere, pentru că respectam foarte mult prietenia dintre noi și nu am vrut să stric lucrul ăsta. Așa că eu mi-am făcut curaj. Așa, și tu ai făcut primul pas? Da. Da, el a făcut primul pas? Da. Primul. Primul și cel mai frumos important pas, da, cred. Și tu i-ai spus practic ce simți pentru ea. Și ea abia aștepta, că și ea voia să spună de mult, dar nu știa cum să înceapă. Da, exact. Am avut aceeași dilemă amândoi, doar că ne-am spus asta mai târziu. A fost greu cu distanța. Țin minte că făceai naveta și a fost cumva un timp de sacrificiu pentru amândoi. A trebuit să așteptați. Wow. A fost infernal. Deci perioada pandemiei... Aoleu! Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte. Deci, țin minte, mă duceam la Chișinău cu greu. Cu greu reușeam să trec granița. Uh-huh. Așa maldăr de acte, ordin de deplasare, de ce te duci, la ce oră, când te întorci, tot felul de cârtii. Dar în același timp a fost și frumos, pentru că am stat, toate că eram la distanță, am avut timp să vorbim, să ne cunoaștem, să vorbim despre poate și orice. Așteptarea asta și neputința de a vă întâlni efectiv cum ați fi dorit, a pus la încercare, a testat și mai mult și a crescut și mai tare intensitatea relației dintre. Așa este, da. Eu cel puțin o consider de bun augur distanța asta care a fost. Până să mă mut de tot în București, distanța între noi a fost cam de un an și jumătate până să locuim împreună zi de zi. Dar cea mai lungă perioadă de distanță a fost în pandemie, așa cum a zis și el, când am stat aproape jumătate de an doar cu ecranul în față, pe telefon, pentru că asta era singura posibilitate. Și eu am luat-o ca pe o chestie de bun augur, pentru că n-am avut timp să ne cunoaștem, să vorbim, n-am sărit niște etape. Și când ne-am văzut fizic după jumătate de an, noi deja știam tot unul despre celălalt, ne povestisem efectiv toată viața și a fost așa. Am mai rămas doar să ne pupăm. A rămas doar să stăm, să locuim împreună. Da. Da, vorbisem destul. V-ați gândit, sigur că acum vine întrebarea pe care vă pune toată lumea, că așa e românul. Deci v-ați căsătorit bine, sunteți fericiți, minunat. V-ați gândit dacă e momentul acum să aveți și un copil? Noi ne dorim să întemeim o familie din punctul ăsta de vedere și să mai vină un membru, dar nu acum. Așteptăm. Așteptăm. Da. Am zis că când vrea Dumnezeu, atunci... Când vrea Dumnezeu, exact, și când e scris, se întâmplă fără să programăm noi nimic. Vrem așa să lăsăm așteptăm să se întâmple de la sine, așa cum s-a întâmplat și cu relația noastră. Corect. Și chestia asta funcționează la noi, așa că... Și când o fi să fie... Atunci... Deci îți dorești o fetiță. Acum... Te vezi tată de fetiță. Ce o să fie, nu știu. Eu sunt obișnuit cum am pe soră mea. Da, știu. Mi-ai spus. Dar... Nu știu. Și el e mai calm, așa, mai... Adică are față de tată. Da, o să fie un tată bun. Are față de tată de fată. De fată, da, 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 da. Serios? Da, da, da. Da, păi ești așa mai... Da, ne ajută. Pare o fire sensibilă, caldă, da, cu minte, la locul ei. Adică nu te văd trăgând de 50 de kilograme la sală pe mână. Da, acum să vedem. Cum o da Dumnezeu? Da, uite, eu sunt curios cum arată o zi din viața voastră, așa, când, cum pornește ea dimineața, cine face micul dejun? Cine spală hainele, cine spală vasele, cine dă cu aspiratorul? Noi ne-am împărțit lucrurile astea foarte firesc și fără să stăm foarte mult de vorbă, adică... Iarăși, până să ne mutăm împreună să locuim zi de zi, noi am mai stat ba la Chișinău, ba la București, când mai făceam naveta unul sau altul. Și a fost foarte ușoară trecerea asta, dar de obicei noi suntem foarte copilăroși. Adică noi toată ziua suntem ca doi copii de grădiniță, noi așa vorbim între noi, așa suntem noi, nu știu, așa ne place. Și legat de treburile casnice,
le părțim. Adică facem amândoi cam aceleași chestii. De obicei, de la o vreme încoace, el gătește micul dejun. El face, lui îi place să facă treaba asta. Da. Tu gătești mâncare ca la mama acasă? Da, 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 eu gătesc, doar că nu prea avem timp să gătim acasă, că dacă suntem mereu plecați și pe drumuri, suntem nevoiți să apelăm la... Rar se întâmplă, dar și când gătește, gătește foarte bine. Ce-ți place cel mai mult din ceea ce gătești? Face un orez mexican? Sau da, ceva de genul ăsta, da. 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 Dulciuri, nu mai zic, e specializat. Specializată pe dulciuri, da, da, asta e adevărat, da. Și... mă rog, supe, salate, ce, orice da. Se poate face, da, exact. Dar e foarte specializată pe dulciuri. Lava cake e nenorocire. Da. Mama, mama. Mi-a cu venit biscuit. Apă în gură. Da, și tort, ruladă, desert la pahar, incredibil. Orice. De, ai învățat de acasă, nu? De la, da, de la, de la mama, mama și de la bunica mea. Ele au fost și sunt... pasionate de cofetărie și sigur că am preluat, pentru că stând pe lângă ele non-stop am luat fără să vreau și am descoperit și la mine această pasiune și chiar îmi place să o fac. El mă întreabă de ce nu le cumperi, că e mai simplu, te nu duci, le luat și așa. Nu, da, e altă, e plăcerea mea să le fac. Dar le face, da. Sigur. Da. Vreau să, te rog. O lumânare parfumată seara, cine aprinde? Cine toarnă vinul roșu în pahare? Da. Mai mult eu, lumânările le aprinde ea, da. Iar avem multe, cu tot felul de arome, da, arome. Eu sunt foarte, cu organizarea în casă și cu ornamentarea în casă, noi, și cu decorul. Acum miroase a Crăciun în toată casa. Da, 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 da. E... ce fain. Apropo de Crăciun, unde îl faceți? La Craiova, în București sau aici. În Chișinău? Aici. La în București? Da, stăm aici. Anul ăsta am decis să aici. Rămânem aici, cu familia, cu prietenii, așa cum e de sărbătorit în fiecare an. Vă mulțumim tare mult că ați venit la noi. Și noi vă mulțumim. Și noi și felicitări și la mulți pentru ani. Tot. Mulțumim. Multe emisiuni la fel de frumoase și cu mare audiență în continuare. Mulțumim. Doamne ajută.